Bun, asta ar fi varianta finală al controlorului. Și acum o să vă arăt cam cum funcționează. Aici la reseton este o temporizare de 5 secunde. Și la timer on este o temporizare de 1 minut. Ele pot fi configurate după preferință. Și urmează să stingă și timerul de 1 minut.
bun. Acum o să vă arăt intrările. Aici am tras 12V de la intrare direct, să nu mă mai chinui cu butoane și cu alte chestii. Și de cât îi pun minusul, plusul este deja pus și activez minus. S-a aprins intrarea, deja el trimite mesaj și o să primim mesaj aici. Intrarea 1, on. În momentul când îl scot, când întrerup intrarea, la fel va trimite mesaj. Intrarea 1, off. Comenzile astea pot fi schimbate la începutul setării plăcii. Orice am scris aici, pompă 1, putem să trecem pompă pornită sau de pompă orice altceva. Deci totul este făcut preferențial să poate schimba orice. Și mai avem comandă de interogare. Trimitem semnul întrebării de 4 ori și o să ne trimită înapoi mesaj cu statusul plăcii, intrări și ieșiri. Intrările și ieșirile, toate sunt off. Cam atât.